Bun. Deci domnul Barna, după ce a văzut că s-a îngurguțat tărâța în 7 membri CSMA, care s-au îngurguțat, că a zis, domn Ciloco, moțiunea asta și despre secția specială, a zis Barna, băi, nu se poate, Dăncilă să-și dea demisia. Deci să-i ceri lui Dăncilă demisia cu o zi înainte de moțiunea de cenzură, trebuie să recunoașteți că este absolut amuzant. Adică, asta ne arată câtă încredere are Barna în moțiunea de cenzură. Adică, băi, da, Dăncilă, dă-ți demisia azi. Păi și tu mâine ce mai faci, bă, dacă îmi dau demisia azi? Înțelegi? Rămâi fără obiect, tu munci. Bun, deci extrem de amuzant. După care a zis Iohannis că lasă că rezolvăm noi și secția specială. După care Barna n-a mai cerut nicio demisie. Și nici de la CSM. Și-au luat îngurguțarea înapoi. Să îngurguțaseră așa și după așa au făcut. Aia de mari magistrați de la CSM care se... erau foarte indignați. Când a zis Iohannis, da, e fix despre secția specială. S-au sucit și-au dat-o în șotron.